Astăzi se finalizează cea mai amplă operațiune de apărare a drepturilor pensionarilor din ultimii 30 de ani. În doar o lună și jumătate, împreună cu voluntari din toată țara, membrii Organizației de Pensionari a Partidului Social Democrat au reușit să strângă 803.640 de semnături pentru petiția care se referă la respectarea legii pensiilor. Așa cum știți și dumneavoastră, punctul de pensie de la 1 septembrie anul acesta trebuie să crească cu 40%, de la 1.265 de lei la 1.775 de lei. Din păcate însă, aflăm că mâine, într-o ședință de guvern, se discută despre emiterea unei ordonanțe de urgență care să pună în pericol această lege a pensiilor. În sensul că majorarea nu va fi de 40%. Și aș vrea să atenționăm Guvernul României să țină cont de aceste sute de mii de semnături care au fost date de pensionari din întreaga țară în ultima lună și jumătate. Mai mult, atenționăm Guvernul că de la 1 ianuarie anul curent ar fi trebuit să înceapă recalcularea tuturor celor 5 milioane de dosare pentru pensionari, pe noua lege, în sensul că noua formulă de calcul aplicată va putea în sfârșit să elimine toate acele inechități din sistem despre care se discută de ani de zile. Până la această dată, 13 august, nu s-a recalculat nici măcar un singur dosar. Ceea ce sigur ne face să credem din nou că legea pensiilor în ansamblul său nu va fi respectată de acest guvern. Începând de la data de 10 august, Casa Națională de Pensii ar fi trebuit de asemenea să înceapă tipărirea tuturor taloanelor de pensii din România. Nici până la această dată nu s-a întâmplat acest lucru, tocmai pentru că mâine își doresc ca în ședința de guvern să modifice această lege a pensiilor. Asta înseamnă că am avut dreptate la începutul anului, când de fiecare dată le ceream miniștrilor guvernului Orban să spună cu subiect și predicat dacă de la 1 septembrie punctul de pensie va fi majorat cu 40%. Și de fiecare dată ne-au acuzat că panicăm populația, că vrem să mințim, că se va respecta legea și chiar că banii pentru pensii sunt prinși în buget. Dacă sunt prinși în buget, de ce nu se dau? Începând de la data de 1 septembrie. Cred cu această ocazie că toată lumea își dă seama cine a mințit. Nu pensionarii trebuie să fie cei care să plătească tunurile din această pandemie. Un raport al Curții de Conturi relevă faptul că 700 de milioane de lei au fost aruncate până acum la coș, pentru că măștile s-au cumpărat cu preț de 100 de ori mai mare, combinezoanele cu preț de 10 ori mai mare, iar recordul absolut este pentru dezinfectanți, unde adaosul este și de 5.400%. Cerem Guvernului României să înceteze să mai umilească pensionarii. După ce i-au ținut închiși în case, le-au dat drumul în plină pandemie doar 2 sau 3 ore pe zi și dacă au depășit cu 5 minute perioada alocată pentru ei, pentru cumpărături, i-au umplut de amenzi, iată că acum nu le dau nici banii care, atenție, sunt alocați printr-o lege trecută prin Parlamentul României și promulgată de către președinte încă de anul trecut. Veți întreba probabil de unde să facă rost de bani. Le-am spus de câteva luni încoace în Parlamentul României de unde ar putea să ia banii respectivi. Și o să vă dau exemple. Anul trecut, deși existau 26 de ministere, cheltuielile pentru capitolul de bunuri și servicii pentru ministere era de 44 de miliarde de lei. Anul acesta, deși sunt doar 15 ministere, se alocă pentru bunuri și servicii 51 de miliarde. Iată doar de aici 7 miliarde, care cred că ar putea să meargă către pensii, pentru că nu sunt atât de importante
bunurile și serviciile achiziționate de ministere, adică mașini, telefoane, mobilier. De asemenea, guvernul nu trebuia să abroge ordonanța 114. S-a desființat taxa de 2% pe activele bancare și pe companiile din energie și s-au pierdut de la buget 1,8 miliarde de lei. Nu trebuia să desființeze impozitarea cu normă întreagă a contractelor de muncă, part-time, de unde iarăși s-au pierdut 1,6 miliarde de lei. Nu trebuia nici să aloce 500 de milioane de lei pentru 3 companii de asigurare care au capital străin. Alte 3 miliarde de lei făcute cadou companiilor petroliere prin renunțarea la supra-acciza la combustibil. Cu alte cuvinte, iată suficienți bani nu numai pentru creșterea pensiilor, ci și pentru dublarea alocațiilor și toate celelalte lucruri necesare acum, în această perioadă. Întrebări. În cazul în care, totuși, guvernul nu majorează cu 40% pensiile, așa cum prevede noua lege, care este planul Partidului Social Democrat? Aveți de gând să faceți modificări în Parlament, să reveniți asupra legii? Obligatoriu, această ordonanță va fi picată în Parlamentul României. Atât timp cât avem majoritate, acest lucru se va întâmpla. Și, bineînțeles, nu ne uităm promisiunea, că depunem moțiune de cenzură. Iată că acum devine foarte clar faptul că au de gând să modifice această lege a pensiilor. Și în aceste condiții este absolut evident, așa cum am promis, că vom depune moțiunea de cenzură. Luni va fi depusă. Ce se întâmplă cu creșterea alocațiilor? Săptămâna viitoare înțelegem că la Camera Deputaților s-a luat o decizie la nivelul partidului dacă săptămâna viitoare va fi respinsă și, și la Camera Deputaților ordonanța privind alocațiile? Obligatoriu și mai mult decât atât, apropo și de pensii și de salariile profesorilor de acum câțiva ani, vreau să vă spun următorul lucru. Tot un guvern de dreapta, guvernul Boc, n-a ținut cont de o lege din Parlamentul României privind majorarea salariilor profesorilor. S-au îndreptat către instanță, au câștigat și până anul trecut, guvernarea PSD a trebuit să plătească acești bani găurile din guvernarea de dreapta. Sunt peste 20.000 de părinți la ora actuală care s-au îndreptat în instanță împotriva guvernului pentru că nu vrea să dubleze alocațiile pentru copii. Sunt absolut convinsă că și în cazul pensionarilor va fi același lucru. Deci mai devreme sau mai târziu, acești bani vor trebui să fie dați. Pentru că, încă o dată, sunt drepturi câștigate prin Parlament, prin lege. Vreau să vă întreb cu privire la recalculările care sunt, practic, în momentul de față blocate. Există vreo șansă să fie făcute aceste recalculări însă cu prioritate, adică unele pensii să fie recalculate și altele, nu? Pentru că există această variantă în guvern, discutată în momentul de față. Conform legii, la data de 1 ianuarie ar fi trebuit să înceapă recalcularea tuturor pensiilor, în funcție de data la care au ieșit la pensie persoanele respective. Nu s-a calculat până în acest moment nici măcar un singur dosar. Și vreau să vă spun că toată lumea se canalizează pe creșterea de 40% a punctului de pensie de anul acesta. Să nu uităm că și anul viitor, conform noii legi a pensiilor, ar trebui să mai fie o majorare a punctului de la 1775 la 1875 de lei și, de asemenea, să se aplice noua formulă de calcul de unde mai vin încă 30% în plus pentru pensionari. E un blocaj foarte mare, de asta vă întrebam. Cum credeți că totuși guvernul va putea să soluționeze acest lucru? Pentru că e nevoie de multe luni pentru a se face aceste recalculări care întârzie de foarte mult timp. Era nevoie de un an și jumătate. Din 2 ani, pentru că legea în integralitate ar fi trebuit să fie aplicată la 1 ianuarie 2022. Deja au pierdut 8 luni. Ministrul Muncii Violeta Alexandru anunța că va face un proiect de lege astfel încât cei care nu au stagiu minim de cotizare să își poată cumpăra vechime de maximum 5 ani. Din câte știu eu, este prevăzut acest lucru, este prevăzut în noua lege a pensiilor. Dacă ne puteți spune de ce ar face acest lucru și cum vedeți dumneavoastră situația? Este prevăzut nu numai noua lege a pensiilor, este prevăzută într-o lege care datează de acum 4 ani. Deci, practic, dinainte de această nouă lege a pensiilor și sunt zeci de mii de pensionari care au beneficiat deja de acest drept. Da. Mai greu pentru...
Vreau să vă mai întreb ceva. Guvernul susține că va ataca la Curtea Constituțională proiectul prin care, practic, este respinsă acea ordonanță de urgență cu privire la alocații, cel puțin. Cel mai probabil vor face același lucru și cu ordonanța privind pensiile. Cum credeți că va fi finalitatea acestui demers al Guvernului? Cred că CCR nu poate să treacă peste niște decizii emise deja până acum, și anume că un drept odată câștigat nu mai poate să fie luat înapoi. Deci, în mod clar, vom câștiga noi, nu ei. Ar fi bine să scoată banii și să plătească aceste pensii și alocații, așa cum sunt ele stabilite prin lege. Aduceți-vă aminte că anul trecut, printr-un amendament depus de PNL, când era guvern PSD, s-au dublat alocațiile. Nu ne-am pus problema să ne ducem la Curtea Constituțională, să găsim tot felul de tertipuri ca să scăpăm de această majorare. Am mers la guvern, am căutat soluții și am făcut majorarea respectivă așa cum a fost decisă de Parlamentul României. Nici prin cap nu ne-a trecut să nu aplicăm o majorare care a fost decisă de Parlament. Dar dacă, spre exemplu, acum guvernul majorează cu 14% și anul viitor aplică restul majorării până la 40%, ați fi de acord cu asemenea variantă? Nu se poate, pentru că nu se respectă legea pensiilor. Anul viitor, așa cum v-am spus, va mai fi o majorare de la 1775 la 1875 plus 30% care trebuie să vină din noua formulă de calcul. Și atunci vă dați seama că ar fi o creștere mult mai mare decât 40%. Ori ei vor să dea anul acesta 14% și eventual anul viitor să mai dea un, nu știu, 6% sau 10%. Nu acoperă legea. Și poate guvernul în momentul de față să găsească acești bani, pentru că și guvernul și președintele... V-am dat foarte multe surse și le-am dat de fiecare dată și lor în Parlamentul României. Niciodată când am venit și am cerut resurse pentru o lege, nu am spus că o să vedem de unde facem rost de bani. Am dat soluții. Luați toate pozițiile mele din Parlamentul României și o să vedeți că de fiecare dată când vorbesc despre alocări de fonduri, spun și de unde să se ia banii. Au trecut în ultima perioadă foarte multe legi prin care ei pierd bani de la statul român. Au dat iarăși drumul la o gaură neagră, acele unități protejate autorizate pe care reușisem în sfârșit să le punem la punct printr-o ordonanță de urgență, pe care ei au abrogat-o și au reușit să piardă 200 de milioane de euro și aproximativ 1,5 miliarde de lei. Ca să câștige niște șmecheri, că altfel nu pot să le spun. Pensia minimă ar trebui să crească de asemenea cu același procent care va crește punctul de pensie. Este suficient și aici sau nu sunteți de acord nici cu această variantă? Pensia minimă ar fi trebuit să crească de la începutul anului cu 10%. Nu s-a întâmplat acest lucru. Vor să dea de la 1 septembrie, din câte înțeleg, că până când nu vedem negru pe alb, nu putem să știm, dar gândiți-vă că și aici este o pierdere a celor mai vulnerabili dintre pensionari de 9 luni de zile. Practic 9 luni de zile li s-au furat acești bani din buzunar. Și atunci această majorare de 14% este suficientă în momentul de față sau de asemenea ar putea să fie? Nu este suficientă pentru că nu acoperă nici măcar rata inflației. Luați creșterile de prețuri de la începutul anului și o să vedeți că nu sunt acoperite de acest procent de 14%. Trecând la subiectul alegerilor locale, premierul Orban a ezitat în mai multe rânduri să spună dacă este nevoie de este amânarea alegerilor locale, cu toate că numărul de cazuri de persoane infectate crește zilnic. Vreau să vă întreb dacă Partidul Social Democrat are în plan o inițiativă de amânare a alegerilor locale, în cazul în care, desigur, guvernul nu va lua nicio poziție, chiar numărul va crește de cazuri. Nu, este responsabilitatea Guvernului României să organizeze aceste alegeri. Și atât timp cât le organizează corect, nu ar trebui să fie probleme. Dacă fiecare om primește o mască atunci când intră în secția de votare, primește o pereche de mănuși, nu are ce să se întâmple. Ori lucrurile acestea sunt prevăzute deja în lege. E foarte adevărat că există o lege care prevede că 15 milioane de măști trebuiau să plece până acum către persoanele vulnerabile și n-a ajuns nici măcar o singură mască la ele. Deci, e un lucru la care trebuie să răspundă Guvernul României, nu Partidul Social Democrat. Aveți o statistică până în acest moment câți primari ai partidului dumneavoastră au trecut la PNL? Nu știu.
întrebați purtătorul de cuvânt, nu cunosc aceste chestiuni. Intenționați să opriți această plecare, această migrație a primarilor? Știu că aveți în plan acea plângere penală, dacă nu cumva ați depus-o deja. Da, cred că s-a și depus deja această plângere penală cu foarte multe dovezi vis-a-vis de presiunile la care sunt supuși primarii noștri. Că li se dau afară copiii din servicii, că li se opresc lucrările. La Suceava, de exemplu, în două localități, știu că se lucra pe PNDL și s-a cerut constructorilor să oprească lucrările pentru că nu mai vin bani de la guvern. Vă dați seama cam ce e în sufletul acelor primari care totuși candidează în perioada următoare. Și nu numai astea, sunt discuții atât cu Zăhărelu cât și cu Biciul. Poate nu mai sunt bani pe PNDL sau de unde știți că acesta a fost motivul? Întrebarea foarte bună ar fi, noi de ce am avut bani și pentru creșteri de pensii, și pentru creșteri de salarii, și pentru investiții, și pentru susținerea a măcar câte unui șantier în fiecare localitate din România și acum brusc nu mai sunt bani, în condițiile în care acest guvern se împrumută de 5 ori mai mult decât guvernul Partidului Social Democrat. Deja au ajuns cu datoria publică la peste 40%. Noi am lăsat-o la 35%. Am preluat-o la 37%, am adus-o la 35%. Erați și ei au ajuns din nou la 40%. Nu erau condiții de pandemie atunci. N-are nicio legătură condiția de pandemie pentru că ei împrumută acești bani. Deci ei de undeva au acești bani. Întrebarea este ce fac cu ei. Dacă se duc în tunurile care se dau în plină pandemie cu măști, combinezoane, dezinfectant și așa mai departe, da, există o logică. Acolo sunt bani. Dar iată că pentru pensionari nu sunt. Eu cred că mâine totuși Guvernul României trebuie să țină cont de acești peste 800.000 de pensionari care au semnat această petiție. Moțiunea de cenzură pe care intenționați să o depuneți, nu vă e teamă că va da muniție guvernului PNL odată demis, dacă se va ajunge acolo să spună că PSD-ul a aruncat țara în criză, într-o criză politică, după ce că era criză sanitară? De când guvernează ei, a fost măcar o singură zi în care să nu arunce vina pe PSD? Sigur că ne așteptăm că și de acum înainte vor face același lucru. Important este ca cetățenii să facă diferența între cum se guverna în perioada PSD și cum se guvernează acum. Că noi n-am căutat scuze, niciodată. Noi am căutat soluții și întâmplător le-am găsit. Și voiam să vă mai întreb ce veți face cu legea cu ordonanța privind alocațiile în Camera Deputaților. Când este prevăzut votul? Săptămâna viitoare, din câte știu. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult!